Naționala de rugby a României se reunește pentru a pregăti cele două partide test din turneul internațional de vară, când va întâlni pe 5 iulie Statele Unite ale Americii la Chicago și pe 12 iulie Canada la Ottawa. Echipa națională se reunește astăzi la Paris, la Centrul Național de Rugby de la Marcoussis. Aici vor sta până pe 23 iunie, după care stejarii vor continua pregătirea tot în hexagon, până pe 30 iunie, când vor pleca spre Statele Unite ale Americii. Din cei 33 de stejari care se vor afla în stagiul de pregătire din Franța și meciurile cu Statele Unite ale Americii și Canada, au fost incluși și 5 zimbri. Este vorba despre Robert Irimescu, Ștefan Iancu, Nicolas Imelman, Jason Tomane și Paul Popoaia.